Salut! Suntem în data de 12 iulie și vreau să pregătim niște lăstari de ioștea pentru înrădăcinare. Acești lăstari de ioștea i-am recoltat din tufele din grădină. Au o lungime de aproximativ 30 de centimetri și grosimea la baza acestor lăstari este de aproximativ grosimea unui creion. După ce îndepărtăm frunzele de la bază, îi introduc simplu într-un vas mai înalt în care am pus pământ simplu de grădină. Acest vas va fi lăsat într-un loc umbros, va fi udat regulat la 3-4 zile pentru ca acești lăstari să formeze rădăcini. După ce formează rădăcini, îi voi transplanta în locurile definitive în care se vor dezvolta. Facem hidratarea obișnuită cu apă, după care îi mutăm acolo unde ne dorim ca aceștia să rămână. Astăzi suntem în data de 19 august. Și vedem dacă lăstarii noștri de ioștea s-au înrădăcinat. În prealabil, pregătim gropile de plantare unde îi voi pune acești lăstari de ioștea. De data aceasta am hotărât să-i plantez în grădina mamei mele. Între doi vișini au loc suficient să se dezvolte, pentru că aici vor avea și puțină umbră, dar și apă, pentru că are cine să-i îngrijească. Din nefericire, gropile se sapă foarte greu, pământul este fantastic de uscat. Dar n-avem ce face, seceta este cumplită. Haideți să scoatem butașii și să vedem câți din ei au făcut rădăcini. Pentru că în prima fază lăstari au produs, dar nu sunt sigur că toți au produs și rădăcini. Presăm forma de jur împrejurul ei pentru a elibera pământul care s-a atașat de vas și a nu rupe rădăcinile. După care desprindem încet încet fiecare lăstar, fără a mai îndepărta pământul rezidual care rămâne pe rădăcini. Vedem în imagine că 4 din 7 lăstari au produs deja rădăcini. Asta înseamnă că aceștia au șanse de 100% de supraviețuire, iar ceilalți, deși sunt viabili, deși au frunze, sunt în vegetație, nu au produs rădăcini. Șansele lor de supraviețuire sunt de 50%, dar nu îi voi arunca și îi voi pune în gropile de plantare alături împerecheați, adică unul cu rădăcină, unul fără rădăcină. Gropile de plantare au o adâncime de 25 de centimetri. Am pus în fiecare groapă de plantare câte 10 litri de apă pentru ca pământul să se hidrateze în profunzime. Pun câte doi lăstari, unul rădăcinat, unul nerădăcinat și acoperăm simplu cu pământ fără a-l mai tasa, pentru ca în felul acesta pământul să se hidrateze în mod natural cu apa pe care o întâlnește în groapă. În felul acesta repetăm operațiunea până plantăm toți lăstarii pe care îi avem la îndemână. În cazul meu sunt 10 lăstari de ioștea, dintre care din acești 10 lăstari de ioștea 4 au înrădăcinat și 6 nu au înrădăcinat. Asta înseamnă un procent de înrădăcinare de 40%. Un procent mic, foarte mic, spun eu, pentru că la înrădăcinarea de primăvară-iarnă, pe care am făcut-o anul acesta în ianuarie, cu același tip de lăstari din aceleași tufe, am avut procent de înrădăcinare de 100%. Deci este clar că momentul prielnic cel mai favorabil pentru înrădăcinarea tufelor de ioștea din lăstari este iarna spre primăvară. După ce am plantat acești lăstari, hidratăm bine și groapa
cu apă, pentru ca tot pământul să fie hidratat și operațiunea este gata. Vom reveni cu apă la 4-5 zile pentru a menține umiditatea. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!